Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această seară este din Evanghelia după Luca, capitolul 9. Voi citi două versete, versetele 59 și 60. Luca 9, cu 59 și 60. Să ascultăm cuvântul Domnului. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngrope morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Amin. Când fratele Aronaș mi-a spus că acesta este pasajul din care va vorbi în această seară în limba engleză, am zis să nu-ți faci surprize, că o să vorbesc și eu din același pasaj. O să vorbesc numai de unul din cele trei personaje despre care cred că dânsul va vorbi și nu o să se încurce lucrurile nici predica ta, nici predica mea, pentru că Domnul are ce să vorbească pentru poporul său de fiecare dată și prin fiecare. Înainte de a intra în miezul problemei, aș vrea să vă spun, fără să intru în detalii, doar câteva elemente, o experiență pe care am avut-o în România. Eram păstor la Ploiești și suntem încă în vremea aceea, pe timpul regimului comunist, și acum sunt problemele despre care vă spun eu în ce urmează. Sunt foarte multe localități unde sunt creștini evanghelici, fie pentecostali, fie baptiști, fie adventiști, fie creștini după Evanghelie, și nu au cimitir propriu. Și atunci când se întâmplă, că se întâmplă, pentru că așa este mersul vieții, să moară unul dintre ei, sunt mari dificultăți în acele localități, cum să îngropi mortul. Pentru că nefiind un cimitir evanghelic, ce este numai cimitirul care bună oară e administrat de Biserica Ortodoxă, sunt foarte mulți preoți reticenți ca să îngăduie morților să fie duși la cimitir și să fie îngropați acolo. Așa că s-a întâmplat și la noi la Ploiești, a murit un frate care era dintr-o comună de lângă Ploiești. Și în comuna aceea a fost primul credincios evanghelic care a murit și acum, sigur, trebuia înmormântat. Dificultatea a fost nu numai că a fost primul care a murit acolo și nu era cimitir pentru evanghelici, moartea lui a survenit tocmai la sfârșitul anului. Era anul 1984 spre 85. A murit în 29 decembrie și pe 1 ianuarie 85 trebuia să-l îngropăm. M-a sunat familia și mi-a zis, frate Gog, am fost la comună, am fost la primarul din comună, am fost la preot și nu ne dă voie să-l îngropăm. Ce ne facem? N-ați putea dumneavoastră să vorbiți cu preotul din sat? Și am zis, bă da, vorbesc. Zice, preotul locuiește în oraș, în Ploiești. Mi-a dat adresa, numele preotului și în seara de ajun de an nou, 31 decembrie, că mâine 1 ianuarie era mormântat. Cu un frate din biserică m-am dus pe la ora 10 și jumătate la preot acasă. Nu era momentul cel mai potrivit să merg să vizitez pe cineva și să vorbesc de mormântări, că era revelion, nu? Și omul nostru, preotul, era deja sub influența băuturilor alcoolice, era vesel. Am ajuns la el cu fratele acesta, se cunoșteau, bătut la ușă, a venit afară. Și a zis, pe dumneata te știu, dar pe ăsta cine-i? Și am spus, părinte, eu sunt pastorul Bisericii Pentecostale din Ploiești și asta știți că a murit domnul Cutare, este în comuna în care dumneavoastră slujiți biserica, acolo este singurul cimitir,
vrem să nu avem dificultăți, mâine vrem să-l putem îngropa, că așa este omenește și creștinește. Și a început să vorbească foarte urât și foarte vulgar cu mine și să-mi zică, nu-mi spune tu mie ce e omenește și ce e creștinește, că eu știu mai bine decât tine, băi. Și am încercat iară să raționez cu el și preotul a zis, ascultă-mă, câtă vreme a trăit, a fost al vostru, a pocăiților. Acum că a murit, e al nostru. Și am răspuns, am zis, părinte, și în Biblie scrie așa, să lăsăm morții să-și îngroape morții. S-a trezit atunci. S-a trezit din amețeala lui și a spus, da, așa este. Și ce credeți, că mâine când am avut înmormântarea, a venit echipat cu topoare, cu sape, cu cozi de topoare, cozi de sape, de secure și a intrat peste noi și i-a luat mortul și l-a dus. Dar nu ăsta este subiectul. Pentru că, am spus, pentru că scrie aici, Iisus a zis, lăsați morții să-și îngroape morții. În seara aceasta voi sta în fața noastră cu un mesaj scurt, așa cum mai am 10 minute la dispoziție, pe care l-am intitulat Pocăitul șmecher. Pocăitul șmecher. În pasajul acesta avem de-a face cu un pocăit șmecher. Asta este termenul românesc pentru fariseu. Patru lucruri se văd în viața acestui om. Primul este prioritatea lui. Altul i-a zis, vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Deci prioritatea lui aparent este considerația pentru tata. Numai că acțiunea se întâmplă în Israel, nu se întâmplă în America, nici în România, nici în Ungaria sau nu știu ce alte naționalități mai avem printre noi. Și limbajul folosit aici este unul pe care Iisus Hristos l-a priceput foarte repede. Știți ce a spus omul acesta? Pentru că mulți au zis, uite, domnule, citești în Biblie și Iisus al vostru l-a chemat pe unul, hai, domnule, și te pochește și mă slujește. Și nici atâta nu l-a lăsat să-și îngroape tata. Asta este considerație dumnezeiască pentru oameni și mai ales pentru mort. Ce să facă cu mortul? Ei, când omul acesta a spus, lasă-mă să îngrop mai întâi pe tata, a spus următorul lucru în limbaj ebraic. Învățătorule, eu mă simt onorat că tu mă chem să te slujesc. Aș veni. Dar știi, în casa mea, în familia mea, eu sunt întâiul născut. Asta înseamnă ce vorbește el aici, acum eu vă traduc românește. Eu sunt întâiul născut. Și știi tu că în legea noastră, întâiul născut trebuie să îngroape pe tata. Că așa scrie, că lui lasă porție dublă din avere și întâiul născut îl îngropă pe tata. Acum eu ar trebui să aștept până moare tata, ca să stau lângă el, să-l îngrop. Că nu știu când moare, un an, doi, trei, zece, de aici încolo. Și apoi, tu mai știi, învățătorule, că după ce moare, la un an după ce moare, trebuie să fac o rugăciune pentru morți și trebuie să fiu lângă el. Nu rugăciune pentru morți în stilul bisericii romano-catolice sau ortodoxe, să-l trimitem în purgatoriu și de acolo să-l trimită în rai, ci este o rugăciune numită Kadish, care înseamnă că îl laudă pe Domnul pentru suveranitatea lui de a lua viața omului când vrea și de a coordona viața omului cum vrea. Cum vrea Dumnezeu. Deci o rugăciune de adorare pentru planul măresc cu care El lucrează în viețile oamenilor. Și omul acesta spune, știi, eu aș veni după tine, dar fiind întâiul născut și trebuind să-l îngrop pe tata, trebuie să aștept să moară tata. Prioritatea nu este moartea lui tata, prioritatea este El. Este El. Un om șmecher, un om fățarnic întotdeauna este mi, 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 mi. Eu și iară eu. Așa cum zice proverbul. N-are numai trei pronume. Eu, mie și al meu. Și cu acestea lucrează.
Deci prioritatea, prioritatea este eu. Că vedeți cum spune aici, lasă-mă să mă duc întâi, întâi ale mele, Doamne, și apoi ale tale. Prioritatea sunt eu, nu ești tu. Al doilea lucru la acest pocăit șmecher este, pe lângă prioritate, este popularitatea din problemă. Nu observați dumneavoastră astăzi că cei mai populari oameni sunt aceia care vorbesc despre ei? Este Me Too Movement, este Black Lives Matter, este o mie de organizații. Feminism, este modernism, este toate despre mine. Și acestea sunt populare. Dacă te-ai legat de popularitatea cuiva, Doamne ferește, riști închisori în zilele noastre. Atâta este de coruptă mintea omenească și sufletul omenesc. Oamenii umblă după popularitate. Și adevărul este că aceștia sunt populari, care se fac prioritate și pildă pentru alții, ca să trăiască nu aproape de Domnul, să trăiască departe de Domnul, chiar sfidându-L pe Dumnezeu. Prioritate, popularitate. Apoi trebuie să vedem în al treilea rând particularitatea din această problemă a pocăitul acestuia șmecheruț. Știți care este particularitatea problemei lui? Mândria. Un om care întotdeauna zice, eu, lasă-mă mai întâi pe mine, dă-mi mie întâi, servește-mă pe mine întâi, fă-mi mie prima dată, ocupă-te de mine prima dată. Un om care are această preocupare este un om care toate lucrurile le măsoară după mărimea mândriei. Spunea un înțelept cu câțiva ani în urmă, mândria este singura boală cunoscută printre oameni care infectează pe toți din jurul celui care o are, numai pe el nu. El nu vede că are mândrie. El nu vede că are probleme. El toate le vede că sunt bune. Pentru că asta este Biblia. Este calitatea, normă generală și specială după care își conduce viața, mândria. Și apoi este al patrulea lucru, de aceea am dat titlul Pocăitul șmecher, este perfidia acestui om. De ce vorbim așa? Pentru că uitați ce spune aici. Iisus vorbește și este o cinste mare să te cheme pe tine personal Iisus în slujbă. Să vorbească personal cu tine. Este o cinste extraordinară. Și îi spune, vino după mine, o să te fac un predicator, un evanghelist, un păstor, un învățător. Și omul acesta este foarte perfid. Folosește două cuvinte contradictorii. Zice, Doamne, Doamne, chiar Tu vorbești cu mine, chiar Tu mă chemi. Dar nu zice, te voi asculta, zice, Doamne, mai întâi eu. Aici e perfidia. Îl numește pe Hristos Domnul, dar își face planul, voia Lui. Vedeți, mi-o de ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu toți câți îmi spun, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția mea. Pentru că sunt oameni foarte lingușitori, oameni foarte mieroși, foarte perfizi. Vorbesc cu tine de parcă te-au făcut îngeri de lumină. Și în momentul următor te fură, te înșală, te mint, lucrează împotriva ta, împotriva casei tale, împotriva lui Dumnezeu, este cel mai trist, împotriva propriului suflet. Pocăit șmecher, numai că șmecheria n-ajută pe nimeni. Ceea ce ajută pe oameni este pocăința adevărată. Pocăința adevărată. Dacă îi spui lui Hristos, Doamne, nu spune, Tu ești Dumnezeu, dar știi, eu sunt Tâi. Spune, Doamne, nu sunt vrednic de invitația pe care mi-o faci, de cinstea pe care mi-o dai, dar dacă Tu mă chemi, mă duc nu o milă, mă duc două, mă duc 10 mile, mă duc în plus, numai, numai, să pot să am bucuria aceasta,
să știu că te-am slujit pe tine cu credincioșie. De ce n-am fi noi niște pocăiți, oameni adevărați? Să nu fie popularitatea prioritatea noastră, nici mândria, nici perfidia, ci prioritatea noastră să fie Iisus Hristos. Amin?